Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Republicii Moldova, Igor Gorgan, ar fi colaborat cu serviciile de informații ale Rusiei. Asta scriu jurnaliștii publicației The Insider, care susțin că au intrat în posesia corespondenței dintre Gorgan și omul său contact de la Moscova, colonelul Alexei Makarov. Potrivit investigației, Gorgan ar fi transmis sistematic informații de ordin militar, dar și politic despre situația din Republica Moldova. În exclusivitate pentru TVR Moldova, Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a confirmat dezvăluirile investigației jurnalistice. Igor Gorgan nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Potrivit investigației The Insider, șeful statului major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, a oferit informații secrete omului său de contact din GRU, Alexei Makarov. Acesta i-a comunicat sistematic colonelului rus despre ce arme cumpără Kievul din țările vecine, inclusiv din Republica Moldova. Gorgan i-ar mai fi trimis 10 de link-uri cu discursurile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Jurnaliștii mai scriu că în 2019 omul de legătură al lui Gorgan a fost atașatul militar al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, Igor Dovbnea. Într-o discuție telefonică, cei doi spun că ar trebui să se întâlnească pentru un schimb de informații. Eu, în două cuvinte, vreau să spun că este același, că noi mergem înainte și, în general, ar fi bine să ne întâlnim, să ne întâlnim, să ne întâlnim, să ne întâlnim, să ne întâlnim. Într-un alt mesaj al lui Gorgan adresat lui Makarov, militarul moldovean ar fi scris că, cităm, trebuie urgent să curățăm țara de toată mizeria fascistă, mulți sunt gata, transmite mai departe, a sosit timpul, țin toată situația din armată sub control, aici, din fericire, nu există Azov sau alte formațiuni naționale, iar de politicieni ne vom ocupa repede, citat încheiat. L-am sunat pe Igor Gorgan, care acum deține funcția de șef de securitate la biroul ONU pentru refugiați din Republica Moldova, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Reprezentanții biroului ONU pentru refugiați din Republica Moldova nu au venit cu un comentariu. Anatol Șalaru, ministrul apărării de la Chișinău în perioada 2015-2016, ne-a declarat că știa despre relațiile de spionaj ale lui Gorgan cu Federația Rusă și l-a demis la scurt timp după ce a preluat mandatul. Eu știam că el este colaborator al serviciilor ruse. A fost informat de fiți și de cei din armată, care bănuiau și îl observau, aveau informații despre el. A înflorit corupția în Armata Națională sub conducerea lui, a adus înapoi în armată oameni care au fost dați afară pentru că au avut dosare penale, condamnări sau au fost bănuiți de colaborare cu serviciile rusești. Se întâlneam noaptea cu reprezentanții atașatului militar rus de la ambasadă. Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au confirmat pentru TVR Moldova toate informațiile din investigația jurnalistică. Informațiile deținute de către SIS indică asupra unui nivel fără precedent al intensității acțiunilor săvârșite de către Federația Rusă, orientate la ancorarea Republicii Moldova în spațiul său de influență. În contextul investigației jurnalistice realizate de către The Insider, SIS menționează că datele din posesia instituției confirmă veridicitatea informațiilor prezentate. Adrian Băluțel, șeful de cabinet al președintelui Republicii Moldova, a scris că lui Igor Gorgan îi vor fi retrase toate distincțiile de stat, meritul militar, credință patriei, dar și gradele militare. Astfel de crime împotriva statului trebuie pedepsite în cel mai aspru mod pentru trădare de patrie. Astfel de infractori din interior contribuie la amenințările hibride la adresa statului Republica Moldova. Tocmai de aceea avem nevoie de instrumente mai eficiente de luptă împotriva acțiunilor de trădare de patrie. O persoană care a avut acces la secretul de stat a cunoscut și a avut conexiuni cu cele mai sensibile informații de ordin militar și politic care vizează capacitatea de apărare a țării noastre. Este greu de estimat care este volumul de informații reale care a fost transmis. Toate aceste situații trebuie să determine autoritățile Republicii Moldova să efectueze un screening general în toate instituțiile de forță. Într-un comunicat al Ministerului Apărării de la Chișinău se spune că, cităm, toate informațiile care au apărut în investigație sunt atent verificate și analizate de specialiștii noștri și cu alte instituții ale statului, citat încheiat. Serviciul de presă ne-a mai declarat că în 2021 fostul comandant al Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan, a fost destituit din funcție. Menționăm că în 2013 generalul a preluat funcția de șef al statului major al Republicii Moldova și demis 3 ani mai târziu. În 2019, după ce Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale, Igor Gorgan a ajuns din nou la conducerea statului major. În 2021 a fost demis de președintele Maia Sandu.